În primul rând că ne deprofesionalizează înlocuind timpul de consultații cu timpul alocat unei munci administrative. Pentru distribuirea cardurilor sunt nenumărați pași de făcut. Relația medic-pacient ar fi și ea afectată. Vă dați seama când peste programați vin cei cu cardul și când le-am spune să plătească analize, se duc la notariat. La ce face referire acest lucru? Grupa sanguină și RH-ul sunt două date care sunt încărcate pe acest card în mod inutil. Niciun spital din lumea asta, atunci când are indicația să pună o transfuzie la un pacient, nu se bazează pe asemenea date. Deci de aceea s-a și scos obligativitatea punerii acestei grupe sanguine și RH pe buletin și alte lucruri. Pentru că se face testul la fața locului și nu ține nimeni cont de ele. Pentru ce să trimite-o pacientul care ar trebui să plătească aceste analize să și le facă dacă tot sunt inutile? Al doilea, era vorba că pe card se va înscrie acceptul pentru donarea de organe. Ori, acceptul acesta trebuie să fie însoțit de o declarație notarială, care costă. Deci statul care este interesat să aibă, să zic așa, un rezervor de asemenea organe, îl trimite pe pacient care își dă acceptul, ceea ce este un lucru foarte important, să mai și plătească o adeverință notarială. Da? Deci nu mai enumăr alte lucruri că n-are rost, apropo de asta, cu ce ar trebui să plătească pacientul ca să beneficieze statul. Noi avem un contract cu casele județene de prestări de servicii medicale. Distribuirea cardurilor nu este un serviciu medical. Nu este legal ca pentru un document oficial de identificare să se interpună o terță persoană sau instituție.